Nu vă supărați pe mine. Dar cum să mă supăr? Că doar e banul tău, marfa aia mea, nu cum? Uite geacă de la masonerie. Uite acolo. Masonerie? Da. De ce? Uite-te aici. Da, uite, de la mason. Păi de unde știi că... Păi de uite ce, uite scrisul. Astăzi mă duc până la piață. Trebuie să cumpăr ceva de acolo, dar o să mă uit și pe la haine, numai așa rapid. Nu prea am fac speranțe că o să găsesc ceva, numai am zis hai să iau totuși camera cu mine. Da, să-i dăm drumul. E foarte frig, dar vreau să, cu ocazia asta, să îi mulțumesc lui David de pe Instagram, o să las aici profilul lui, care a cumpărat o geacă de la mine, o geacă ce ați văzut-o și voi în video, e vorba de geacă aceea de ski, vintage, numero 1, geacă de designer, aia albastră, a cumpărat-o de la mine și vreau să-i mulțumesc pentru că a cumpărat-o, deoarece astfel pot să continui să mai fac videouri și pot să încerc să mai cumpăr și alte haine, dacă înțelegeți ce zic. Na, e ușor tot să dai bani, dar mai trebuie să intre și bani ca să poți să mai cumperi, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Așa că, bă, David, îți mulțumesc. Bună dimineața! De asemenea, David, dacă îl urmăriți, pictează Air Force-ul Adidas. Îl face personalizat, îl face custom. Îi pictează cum vreți voi. Aruncați o privire la el pe profil, numai și o să vedeți despre ce e vorba. Foarte tare! Bine, bă, David, și îți mulțumesc! Da, dacă vă spun, nu. Ăștia la ce e preț? Ne înțelegem omenești, de spun, dacă e bun, ne înțelegem să fie toată lumea mulțumit. Nu. Da, să mă uit și la perechea asta. Uite ce, uite ce. Dacă ți-e bun, e a tău, dacă nu e bun, e a tău. Poți să-l verifici la la Z. Haideți că încerc. Zic că trebuie să-mi dau ciorapul de lână jos. Si, dacă ai gros ciorapul, sigur că da. Asta e să scot din el. Miz mari o leacă. Ai văzut? Miz mari o leacă. Și dacă bagi un ciorap simplu, să bagi un ciorap simplu sau bagi un telpic sub el, e bun, vezi? Aia da. La ce preț, doamne? Scrie pe el? Auzi, nu-mi bagi loc de cine, la 80 las. Ok. Da. De-aia spun așa, că e lucru bun și sănătos. Mă înțelegi? Nu e ăsta, Vietnam, uite așa, e original. Nu-i... Da, nu vă zic acum dacă le iau, că numai ce am ajuns și vreau să mă mai plimb o leacă. Plimbă-te, prezice. Nu vă supărați pe mine. Dar cum să mă supăr? Că doar e banul ia tău, marfa aia mea, nu cum? Nu mă supăr, duce, nu e problema. Să fii sănătos. Să fii și tu sănătos. Fiți aici, fuste, sacol, pantaloni, auleu! Fiți atenți aici, geaca mea. L-am văzut-o de la distanță. Ski, Team Italia. Thermor Insulation. Poftiți aici, auleu, pantaloni! Du-te, bă, ce captură, frate, fiți atenți. Nu vin să cred. Pulavere la uleu! Umarul mere, hai să vedem. De ce lei ploveră de bărbat, domnule? Una mie o iau, tati. Nu stau pe gânduri. O iau. Mișto rău.
Șefu, aici cât e geaca? Depinde de geaca. Uite asta. Ai 50 de lei. 50? Da. Hai, de la mine, să vă meargă bine! Lucruri bune, lucruri bune, și atriile, bluze, trile, pantaloni. 50 de lei. Aici trile, 10 lei, trile, 10 lei. Și acolo cu lovrile, pantaloni de bluz, tot până de-o capăt la unul. Copiii, alegeți aici! Trebuie să scot cumva mai ieftin ciorul, lasă la 40. Lugi aici la uleiul! Cu ce împlută? Paltoane la 30 de lei! Lubează să vezi ce geacă, e geacă adevărat. Da, dar el lipsește... Ba nu, mă, uite care gluga. Da, uite, am și pantaloni de schi, dacă vrei. Pantaloni de schi adevărat, în firma am acolo. Cu mai uite o leacă, să văd. Cu mai uite o leacă, să văd. Uite, ce mai este? Hai că am schimbat niște bani și... Mai încerc să văd, poate o lasă. Cu lovere la uleu. Redusere la area. Marfa bună, marfa bună! Cu lovere ăsta. Bluze, pantaloni aici, pătrile astea! Alegeți pantoane aici la 30 de lei pantoane. Haide, nu mă, pătrile! Trile, mamelor! Tiv la plap, tiv la mezerii de par. Ie. Trile, bluze, trile, pantaloni, atenție! Geacă, pantaloane, cu roace, plăniță, aici, geacă, termogel, de schi, alege! Loc de gază, bluze. Pătrile, pătrile, haide, pătrile, amine! Bluze, pantaloni, aici, trele! La 40 lăsați? Nu pot să las de 50 de lei. 45. Aia e geacă adevărat. Nu e așa adevărat, e arată fain. Atâta tot. Da. Dar mă nu sunt acasă. 45. Vă rog eu frumos. Numărați, numărați, să vedeți. Îți mulțumesc frumos, serios. Să fii sănătos. Lucruri bune aici la 3 lei astea. 45 de lei. Zice, nu se pantaloni, 3 lei astea. Bilabong, de fete. Hai să dau cu 20. Dar e de fete. E și mică. Bilabong. Hai dați la uleu pantalonii! Cu lovrile, fustele la uleu! Îi fac o poză. Alegeți aici pantaloni de trenic cu uleu! Dacă bilabong de schi alb arată șmecher, rău, rău. Are chestii faine domnul ăsta la mine, eu. Uite geacă de la masonerie. Uite acolo. Cu roace, plăniță, aici ale... Uite aici, de marte. Ai de femei. Uite aici ce geacă. Masonerie? Da. De ce? Uite-te aici. Da, uite, de la mason. Dar de unde știi că... Păi, uite ce, uite scrisul. Uite. Aaa. Mamă, mamă. O mai fost una, ieri luat un nou geacă japonez, bai. I have my own code of ethics. Surviving the spirit. Trebuie să insistați, trebuie să insistați, să vă aventurați. Trebuie să vă aventurați. Machinile-i, fii atent. Ce tare pentru copii. Ce trebuie să...
Copii, fii atent, Dolomite. Dolomite. Cu două fețe. Are ce interior are? Aia-ți o geacă, faină, dacă... Trile, trile, la mine! Cu ea de la Jets. Hai că am venit pentru ceva și... Nici nu mai am nimica. Oricum n-am avut chef să mă uit. Și geaca aia e din cauza că am văzut-o. Am văzut-o de la distanță. Poftiți, haideți să vă... Hai să-ți dau un parcum, domnule. Na, hai că am plecat. Uite acolo ce mici și cârnați. Așa da, tati, întoarce acolo. Geaca, aparent, este geacă de schi și aparține lui Alberto Tomba, un schior profesionist din echipa din Naționala Italiei. Avem aici eticheta care ne arată chestia asta. Așa. Și da, e top, adică uite ce frumos scrie fila pe gât, ce culori faine are, ați văzut și voi în piață, are lugă aici încorporată, da, condiție foarte bună. Hai să ne uităm la etichetă. Uităm la etichetă să vedem din ce e făcută. Bun. Așa. Bun, zice că are thermal insulation by Fisi Group, cred că. Așa, nu știu exact ce înseamnă asta. Și aparent am văzut că e cu două fețe, dar nu-i. The new thermal insulation that keeps your body temperature to its natural warmth. Ok. Zice, this garment, această geacă e parte din colecția echipei naționale Italia și pregătită și făcută pentru Alberto Tomba și ceilalți campioni ai sporturilor de iarnă. Cercetările pe perioadă îndelungată au permis celor de la Fila să dezvolte o tehnologie avansată utilizând materiale de înaltă calitate. Astfel, ei pot să ofere performanțe exclusive, de exemplu, protecție maximă, confort și libertate de mișcare și în același timp și stil și un aspect câștigător. Bă, frumos, frumos, mărimea XL. Și aici vedem fabric entrant, nu știu ce este. Dar ideea e că oricum m-am uitat pe internet așa repede și am văzut geacă exact asta la vânzare cu 80 de euro, am văzut și cu 150 de euro. Eu aș putea să o dau în România, sper. Acum, na, să vedem. O să o pun pe OLX și pe Instagram, captura zilei.